Iată că suntem din nou în emisii, deci erau timpuri negativi complet, l-am spus. Încă erau lagările astea de exterminare, mulți deținuți. Și acolo eu eram în fier și nu prea înțelegeam nimic. Veneau femei stranii de pe la facultate. Spunea, n-ai, domnule, nimic, dacă vezi, n-ai definitivat, n-ai nimic, domnule. Trebuie să faci o activitate politică, dar păi, ce să fac politică așa? Păi uite, omori pe cineva, un mare om nazist. Eu știu pe cine să omor, să omorâm pe Antonietul. A fost omorât. Mi spun că a fost extras în timp spațiu. Domnule, nu faci asta, deci faci un copil cu celule din nazist. Mare și la urmă l-omori. Cam asta era acolo, deci nu spuneau, mă, scăpați de el. Asta e un proiect comunist, vă trebuie să arătați, ați făcut ceva. Care părea și o bășcălie stranii de omul ăsta, dar ei o căuta totuși, de la omul ăsta Vasiliu, care fusese comandantul jandarmeriei, care părea un om blond, de prin zona Focșaniului, Pichi Vasiliu. Am mai căutat de la Octavian Goga, care nu fusese așa din nazist, spun, dar ei îl înțelegeau totuși nazist, în Sanhedrinul Răului, omul care a făcut curbura spre nazism, a scos totuși cică România din Antantă. Și o am adus-o pe aici, între acest Pichi Vasiliu și Octavian Goga. Spuneau tot să nu mă mișc, nu mă mișc. Dar m-am uitat în oglindă, odată eram cu părul și mai închis, aduceam puțin și spre Goga. Aveau tehnologia asta de hipermicroscopii cu lentile din astea, puse una peste alta, să spunem, în număr foarte mare. Foarte negativă facultatea, am auzit atunci, pe la Europa Liberă, s-a produs o mârșăvie, au fost ucise niște dubliuri din astea, făcute tot din familia acestui om, Octavian Goga, mai multe femei. Nu știu și activiști de partid erau, dar să știți că până la urmă spuneau că era și cu comisia aliată de control. Cât din nazist o fi fost Goga, cred că a fost mai mult de 1%. Deci monstruozități, monstruozități. Poate omul ăsta, Pichi Vasiliu, o fi fost mai nazist. Și deci a pus un sistem jacuzzi din ăsta care amplifică cumva, să spunem, dezvoltarea ideatică a omului și uite, că faci mai mult, îți iese mai mult. Îți iese, dacă vrei, 1 milion de Goga și 1 milion de Pichi Vasiliu. Totuși eu nu i-am văzut așa deștept, unii spuneau că ei au fost deștepți. Și aveți proiectul, am mai logat ceva în aici, aveți proiectul și gata. Cam așa era și femeia asta din Ciuri și a fost, să știți, cu ambasada Uniunii Sovietice, cu ambasada Chinei, dar și cu ambasada Imperiului Britanic și a Statelor Unite. Proiectul ăsta foarte straniu, de ucis, să spunem, niște mixați din astea, de personal, să spunem, după ei fascisti.
picheta Vasiliu mai aduce, să spunem, ceva cu mine acum. Și așa au fost în ciurte acolo, ce au făcut ei mixajul ăsta, ar fi cerut de la liceul ăsta cu program sportiv, plus liceul filozofii ce era acolo, filologie, filozofie, Mihai Eminescu. Unii mai ucideau Antonescu, nu.